hectare de teren, case și un hotel modern cu 5 etaje. În urmă cu câteva luni, vorbesc cu oamenii, stareța a făcut act de donație prin care toate treceau în proprietatea lui Teodosie. Mănăstirea rămânea doar cu clopotnița, biserica și o bucată de pământ. Nu îți frați la părinți, o fac o dată cadou lor, adică au renunțat pentru el. Mă, pământul e lui, al lui e părintele lui, mă, pământul lui. Și credincioșii din Constanța știu că arhiepiscopul Tomisului ar avea niște proprietăți în Suceava. Mănăstirea de la Vatra Dornă e făcută cu oameni din Deleni, din Băneasa. După ce și-a construit mănăstirea, l-a dat afară pe preotul din Băneasa, care l-a ajutat. Pe preotul din Mangalia l-a dat afară. Deci ăștia au fost oameni care au știut multe lucruri. Pe de altă parte, un fermier din Constanța spune că are de recuperat 160.000 de lei de la arhiepiscopie, care l-a angajat în primăvară să se ocupe de un domeniu al bisericii de la Nazarcea. A îngrijit livada, a cules merele și a căutat un cumpărător. Când marfa a fost vândută, trebuia să primească pe loc contravaloarea serviciilor sale. Banii de la ce a încasat în alt cont, în contul al arhiepiscopiei. Nu mi-am primit nici salarul și nici cei 1.600.000 care eu i-am dat pentru ei ca să-i facă lucrări până în momentul de față. Numele celui care conduce Arhiepiscopia Tomisului este extrem de controversat. Teodosie este primul înalt ierarh ortodox cercetat penal în toată istoria Bisericii Ortodoxe Române din 90 încoace. A fost pus oficial sub acuzare de procuror pentru luare de mită anul trecut. Ce te pui mâna pe cameră? Cine sunteți dumneavoastră? Dar ce te puneți mâna pe cameră? Un alt episod delicat este cel în care a recunoscut că a fost colaborator al securității. În august 2006 spunea că avea dosar de urmărit. Câteva zile mai târziu recunoștea că a semnat un angajament, dar nu în sensul de a urmări pe cineva, ci ca un gest patriotic. Acuzații.